Bine v-am regăsit din nou live aici la Ziarul de Sănătate. Astăzi vă salut împreună cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra! Bine v-am regăsit în noul an! Așa că sănătoși și voioși să rămânem! Cu tine, așa să ne ajute Dumnezeu să fii sănătoasă, voioasă, să fim cu toții și să avem motive de a ne păstra zâmbetul pe buze și de a fi bine fiecare. Și de a ne vedea în scurt timp și zâmbetul natural, da, nu exact. Numai prin ochi! Da, și astăzi am ales să vorbim, că tot ziceai curând, să sperăm că revenim la normal, asta îmi doresc și eu din suflet. Vorbim despre terapii naturale post-COVID-19, pentru că, din păcate, iată, perioada aceasta se prelungește. Eu zic că trebuie să fim optimiști, să ne ferim în continuare și să sperăm că o să scăpăm cumva cu bine și cât mai repede, astfel încât, așa cum spunea doamna doctor, să ne vedem și zâmbetele, nu doar zâmbetul din ochi, și să ne putem îmbrățișa, Ruxandra. Mie asta îmi lipsește tare mult. Și mie. Hai să vedem, cred că nu greșesc dacă spun că până acum și este firesc să se întâmple așa, pentru că au fost cazuri grave, oameni care și-au pierdut viața. Adică tot efortul s-a concentrat în a salva viața celui care a făcut COVID. Hai să ne concentrăm un pic atenția pe ce se întâmplă după vindecare. Sunt persoane, sunt cazuri în care problemele au reapărut. Ce avem de făcut astfel încât să ne fie bine? Da, ai mai are dreptate. Acum se cunoaște mult mai mult și foarte puțin, de fapt, despre acest virus, despre acțiunea și despre efectele pe termen lung. Pe mine asta m-a frapat și la cunoștințe și la pacienți. Unii au trecut mai ușor, unii au ajuns în spital și se recuperează. Unii au trecut chiar foarte ușor, după care la o anumită perioadă a început să le apară diferite fenomene, da? Mai grave sau mai puțin grave. De asta vreau să spun că chiar... Deci indiferent dacă fuseseră sau nu internați în spital, exact, adică și cu formă ușoară vindecat acasă. Exact, exact. Tocmai asta e, că nu se știe exact cine este mai predispus la a dezvolta acest sindrom post-COVID. Adică în momentul când simptomatologia, zicem, durează mai mult de 12 săptămâni, da? Sau dispare și după aceea reapare un anumit sau mai multe simptome. Și este foarte important pentru toți cei care au trecut prin boală să facă periodic analize medicale. Noi vom vorbi aici în general și despre stil de viață, despre suplimente, dar totdeauna trebuie să se prezinte la medic și chiar dacă se simt bine sau au ușoare simptome sau indispoziții, să meargă la medicul de familie, să meargă la medicul specialist, știind unde au ei o problemă, dacă este la nivel neurologic, la nivel metabolic, la nivel cardiovascular, pentru a face investigațiile, că știm bine că tot ce este luat din pripă poate fi mai ușor de tratat și de vindecat. La nivel respirator, pe partea la nivel asta. Respirator, nici nu mai spun, da. Foarte, foarte multă lume care a rămas cu probleme. Deci nu trebuie să neglijăm, ne bucurăm că am scăpat, ne bucurăm că am scăpat cu viață, bineînțeles, dar pot apărea și pot persista simptome și efecte în termen, pe termen lung. Iar adresez încă o dată același îndemn pentru cei care nu au făcut încă, păstrați toate măsurile de precauție, de igienă. Prevenirea este cea mai importantă. Exact. Pentru că, vedeți, bine, odată îmbolnăviți, nu știm care va fi evoluția, chiar cu o imunitate bună. Tocmai asta m-a frapat și pe mine. Chiar cu o imunitate bună nu poți să știi care este evoluția bolii. Deci haideți să prevenim și după aceea să ne testăm periodic la medicul specialist, tocmai pentru a ști care este starea noastră de sănătate. Și spuneai mai devreme că ne ajută și suplimentele, o să povestim în paralel. Avem și astăzi premii să vă oferim și mulțumim producătorului Zenit, firma care produce aceste suplimente de foarte bună calitate. Și pentru astăzi avem să vă oferim un quercetin, ar fi un premiu, și vitamina C. Iată, cele mai interesante mesaje, întrebări pe care le veți adresa doamnei dr. Ruxandra Constantina vor fi răsplătite cu aceste două premii și mulțumim producătorului Zenit, producător autohton de la Piatra Neamț. Îi mulțumesc pentru faptul că ne oferă aceste premii și eu, la rândul meu, vă pot răsplăti fidelitatea. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Dacă ar fi să definim un pic sindromul acesta post-COVID, Ruxandra, cum am putea spune? Deci, ce înseamnă sindromul post-COVID-19 și la ce să fim atenți? Da, acum vreau să spun că
că sunt foarte multe universități de prestigiu din întreaga lume, Europa, America, Asia, împreună cu clinici medicale care încearcă să realizeze un ghid al acestui sindrom post-COVID. Da, și la nivel mondial toată lumea... Exact. Și el se adaptează din mers, sperăm că până la sfârșitul anului să fie gata, tocmai pentru a oferi un ghid medicilor specialiști și a ști cum să trateze și spre ce să îndrume bolnavul. Deci persistența acestor simptome, să zicem, peste 12 săptămâni. Cam asta ar fi un sindrom post-COVID sau COVID lung, cum se mai numește. Dar dacă ar fi să vorbim de pacienți mai predispuși să sufere de COVID, de sindromul acesta post-COVID sau COVID de lungă durată, nu știu cum. Da, acum vrei să vorbim. Teoretic, eu aici am întâlnit niște date în literatura de specialitate de multe ori divergente. Unii spuneau că cei care au făcut forme ușoare dezvoltă o imunitate bună și nu pot să mai prezinte după aceea reluarea simptomelor. Alții spuneau că din contră cei care au făcut niște forme grave dezvoltă o imunitate mai puternică. Deci, clar, cine e mai predispus? În primul rând, persoanele cu trecute de 50 de ani, în special dacă au și alte afecțiuni cronice, dar și tinerii care au afecțiuni cronice, da? Da, sau tinerii care nu știu de existența acestor afecțiuni pentru că au fost și cazuri. Da, pentru că tinerii nu vor să-și facă. De asta am zis importanța prevenției. O dată pe an măcar să mergem la medicul de familie să ne dea acele analize de rutină gratuite. Și atunci am depistat din timp și vorbim, știm bine cine a fost mai predispus, cei care cu diabeticii, nu, în primul rând obezitatea. Obezitatea chiar nu la obezitate morbidă. Cu diabet, cu afecțiuni cardiovasculare, nemai zicând de cei care au deja afecțiuni respiratorii de tip bronșită cronică sau BPOC. Femeile ușor mai predispuse și aici vorbesc în special de femei tinere, deci atenție. Da, și uite, aveam aici o statistică de 22% dintre adulții cu vârsta de peste 70 de ani. Da, deci aproape un sfert din adulții cu predispuși și n-a suferit COVID de lungă durată. A dezvoltat aceste simptome, exact, și cum am spus, femeile 15% față de bărbați 10%. Da, unul din 10 dintre cei cu vârsta cuprinsă între 18-49 de ani, iar femeile, așa cum spui, da. Deci este și normal. Da. Atenție în special la persoane vârstnice peste 50 de ani. Acum peste 50 de ani nu suntem chiar vârstnice, dar trecute, și atenție la cei care prezintă afecțiuni cronice. Dar de ce apare COVID-ul acesta de lungă durată? Dacă am ști exact teoriile, ați văzut, și manifestările lui sunt multiple. Se pare că realizează o inflamație puternică în organism, care determină organismul să reacționeze. Există și acea furtună de citochine. De multe ori încep să se producă anticorpi contra propriilor structuri ale organismului. Deci ar merge și pe un mecanism autoimun, atenție, sau atacă direct organele, cum se întâmplă în cazul plămânilor care sunt direct atacați, am văzut, și apare și distruși rapid, apare și acea fibrozare, exact, care se încadrează în sindromul post-COVID, sau acele microchiaguri, micro sau macrochiaguri, care determină AVC-uri sau tromboze. La diferite niveluri, foarte periculos. Mă gândeam că spuneai ceva mai devreme în deschiderea emisiunii că inclusiv cei care au făcut așa zise forme ușoare și n-am vrut să te întrerup atunci. Se spune că formă ușoară și dacă îți pierzi mirosul și gustul, n-ai ajunge la complicații. Acum nu știu cât cam e. Cam așa, în general cam 80% s-a verificat dintre ce am întâlnit eu, pentru că virusul a rămas cantonat la nivelul căilor respiratorii. Și dacă a fost exact, a acționat doar aici și dacă imunitatea a fost bună, nu i-a mai permis virusului să coboare, să ajungă la plămâni. Da. Deci aceasta ar fi explicația. Dar, paradox, deci oameni cu imunitate bună, prieteni de-ai mei care spuneau, te rog să mă lași în pace, eu îmi cunosc organismul. Da, dar știi că sunt oameni. Nu, eu îmi cunosc organismul. Și au făcut și nu s-au dus din timp. Și asta e foarte important, de la primele semne să ne izolăm și să cerem ajutorul. Măcar telefonic, în perioada sărbătorilor eu răspundeam cred că la 10 pacienți cel puțin pe zi. Și sunt convinsă că răspund și acum. Da, și oamenii au trecut foarte bine, să nu așteptăm, și cum am spus, prietenul acela cu imunitate extraordinară, cu un stil de viață sănătos, mult mai sănătos decât al meu, a ajuns în spital, din fericire
s-a recuperat, dar acum începe să aibă acele sindrome, acel sindrom post-COVID. Da. Uite că sosesc și mesajele. Gina Codirleanu ne salută. Îți mulțumim, Gina, că ești și astăzi alături de noi. La fel Liliana Lovin. Marcela Bălășoi ne salută și spune că, mă rog, ne revede, doamne dragi. Îți mulțumim, Marcela, că ești împreună cu noi. La fel pe Georgeta Teuc, o salutăm pe Daniela Dodoi. Hai să vedem, sunt foarte multe mesaje cu salut și că sunt fericiți că ne urmăresc din nou și că suntem împreună. Uite, Magdalena Codreanu, exact, mă bucur să vă urmăresc din nou, sunteți minunate, îți mulțumim, Magdalena, exact. Și ce spunea doamna doctor, ne bucurăm că suntem sănătoși cu toții deocamdată, sper așa să rămânem. Denisa Georgescu, uite, întreabă, ce suplimente se recomandă și pentru ce perioadă de timp? De asemenea, vă rog să ne recomandați un antiviral natural. Vă mulțumesc, da, anticipat. Da, o să ajungem și la... Ajungem, Denisa mai așteaptă un pic. Bineînțeles, post-COVID, întreabă, uite, adaugă. După care Carmen Giuvelea spune că a avut COVID, a rămas cu sechele la plămânul drept. Ce pot face să mă... Ce pot face? Mă simt foarte rău și nu respir deci bine. Deci aș vrea să-i răspund acum, doamne, hai până să ajungem. Da. Deci este foarte important să mergeți la un medic pneumolog și el vă va îndruma ce trebuie să luați pentru ameliorarea simptomatologiei, dar și pentru refacerea structurii plămânilor și refacerea capacității pulmonare. Kinetoterapia respiratorie, care se face, am văzut foarte mult și la noi în țară și mă bucur pentru asta, ajută foarte mult. Am colegi, eu nu mă pricep la asta, dar am colegi care au avut rezultate foarte bune cu oxigenoterapia hiperbară. Deci, și cu ozonoterapie? Și cu ozonoterapia, deci trebuie mers și văzut, dar niciun caz să nu stați așa. Eu în primă fază aș merge la pneumolog și la kinetoterapia respiratorie, pe care putem după aceea o poate facem să... și acasă, sigur, exact. La început e foarte bine să o facem sub pentru aia, că clar, altfel, da, ca să înveți mișcările, sigur, și să respir corect și abia pe urmă să în paralel să faci, da, și acasă. Exact. Da. Da. O salutăm și pe Sevastița Vintilă, care spune felicitări pentru o emisiune foarte interesantă. Mulțumim din suflet. Oana Mihaela Chișnenco spune ce antivirale se recomandă copilului de 8 ani și persoanelor vârstnice peste 70 de ani. Deci haideți să vă Hai răspund să acum și de câteva antivirale naturale. Naturale, da. Deci ca antivirale naturale care pot fi luate, atenție, și înainte de apariție, acum în perioada asta facem o cură de 2-3 săptămâni pentru a ne crește imunitatea organismului și în timpul desfășurării, dacă cumva ne-am infectat, pentru că alături de tratamentele pe care ni le recomandă medicul de familie sau medicul specialist, astea susțin organismul, clar, dar și după. Și vorbim de echinacea, e foarte important, și avem un produs la Zenith foarte bun, care conține echinacea, mușcată indiană, soc și Golden Seal. Deci Golden Seal este una dintre cele mai bune antibiotice, antibacteriene și antivirale naturale. După aceea vorbim de astragalusul, la fel, care are proprietăți antivirale. Să nu uităm de propolis. Propolisul, la fel, care este unul dintre cele mai bune antibiotice naturale. Bun. Și pentru copil de 8 ani, adică... Există preparate, cum ar fi echinacea, suc proaspăt stabilizat, care merge foarte bine pentru copil. Totdeauna am zis la copil, nu uitați de preparatele gemoterapice, da? Coacăz negru, măcești, care se pot administra, mugurii de brad, care se administrează în cure periodice la recomandarea unui medic apifitoterapeut și reglează imunitatea copilului, dar și dezvoltarea lui fizică și psihică. Foarte important e însă, pentru că după emisiune primesc foarte multe întrebări. Trebuie să înțelegeți că tot ce spun eu sunt niște recomandări generale. Exact. Ca un tratament să acționeze 100% acolo unde trebuie, fără reacții adverse, trebuie să știm exact, trebuie să avem o consultație. Să fie făcut personalizat. Sigur, să știu ce vârstă, ce simptome, ce alte afecțiuni, ce medicamente luați și de-abia atunci tratamentul. Că toate astea date doar așa cu titlul informativ sunt doar de informație, nu de tratament. Exact.
Uite, Magdalena Codreanu zice, scuze că îndrăznesc, pentru recuperarea plămânilor post-COVID, ce recomandați? Întreb pentru o cunoștință, mulțumesc anticipat. Exact ce Magdalena, am spus. Nu trebuie să-ți ceri scuze, pentru asta este emisiunea, să ne sfătuim și să știm da, ce avem după de făcut. După mine, în funcție și de simptome, le recomand, deci există diferite produse care conțin pe lângă plante, cum ar fi ciuboțica cucului, pătlagină, lemn dulce și multe alte plante, cimbru, busuioc, care au acțiune antiinflamatorie, bronhodilatatoare la nivelul căilor respiratorii. Este foarte important, sunt produse care se găsesc sub formă de capsule sau sub formă de ulei. Acele uleiuri esențiale care pot fi puse în lampa de aromaterapie, pot puse în difuzor, care pot fi chiar inhalate, da? În difuzorul acela, deci doar că uleiurile esențiale, cum am spus, trebuie dozate atent. Uleiurile esențiale și acționează naturale, foarte bine. Și să fie naturale, să fie de calitate, absolut, nu un ulei absolut, esențial sigur natural. Că da. Da. Și uite, tot Magdalena spune felicitări pentru emisiune, este o plăcere să vă urmăresc de fiecare dată. Îți mulțumim, Magdalena. Ina Barb ne salută și ea spune bună ziua tuturor celor interesați de subiect. Mulțumiri doamnei doctor pentru bunăvoința de a ne dărui timp și cunoștințe. Într-adevăr și eu sunt foarte fericită că avem pe doamna doctor alături de noi și îți mulțumesc și eu din suflet, Multă Alexandra. Plăcere. De fapt, datoria unui medic este nu numai de a da, după mine, cel puțin în etapa actuală și sper să învățăm tot și pacient și medic, nu doar de a da tratamente în momentul când omul e bolnav, ci de a învăța populația cum să prevină apariția bolilor, ce să schimbe în stilul de viață, tocmai pentru a preveni sau a face forme mai ușoare, cum este în cazul acestei viroze. Da? Da. Deci foarte educația ar trebui să fie continuă și de o parte și de alta, și a medicilor și a pacienților. De acord. Uite, Denisa Georgescu spune ce analize se recomandă post-COVID pentru o persoană cu astm bronșii care a avut pneumonie și de asemenea ce suplimente i-ați recomanda? Pe lângă analizele generale care ar trebui să ne arate dacă există vreo infecție, inflamație și o să ajungem și la ce analize, în cazul acesta aș merge la pneumolog și aș face clar o spirometrie, eventual chiar și o tomografie sau un remene de torace. Și Denisa, sper să rămâi cu noi toată emisiunea, pentru că o să discutăm și legat de diagnostic și de analize ce ne întreb, dar vreau să mai luăm un pic din mesaje, că au venit foarte multe. Te rog, la fel, Florin Gavrilă spune o temă de actualitate și ne mulțumește. Îți mulțumim și noi, Florin, că ne urmărești. Daniela Dodoi, uite o întrebare interesantă. Dacă am făcut vaccinul antigripal, nu îl influențează cu nimic pe cel anticovid? Precizez că nu am făcut nici gripă, nici covid. Eu chiar am citit zilele astea părerile unor medici infecționiști. Exact, asta vreau și eu să zic. Ei au spus că ar trebui poate un 28 de zile lăsat între vaccinarea antigripală. Da, știam două săptămâni între antigripal și anticovid. Cam așa, deci părerile sunt. Două săptămâni, o lună, exact, ca să fii exact liniștită, Daniela, dar cred că oricum în stadiul în care mergem cu vaccinarea, adică nu te înscrii imediat, exact, și ai și exact, făcut vaccinul. Exact. Da, din câte știu, mai durează acum până urmează. Sigur, depinde în ce categorie a populației din exact cadră. Da, uite, Laura Țară Lungă spune, eu soțul am avut și am ieșit pozitiv la imunitate pentru COVID, fiul meu 30 de ani a avut, dar nu a ieșit. Deci nu are pozitiv, probabil anticorpi. Nu. Menționez are... că toți am avut forme ușoare. A, da, cred că anticorpi. Anticorpi se referă la acele la anticorpi, da, neutralizanți, anticovid. Da, deci eu înțeleg că au făcut COVID. Da, și ei au rămas cu imuni. Da. Exact. Acum și la... Desa și soțul ies pozitiv, iar copilul, nu. Copilul negativ. Și da, au făcut forme ușoare. Există posibilitatea asta. Acum noi nu știm de fapt nici cât durează. Unii zic că durează această imunitate la cei care, la care s-au dezvoltat anticorpii neutralizanți, durează 3 luni, 6 luni. Nu se da, știe. Cred că depinde de fiecare. Teoretic 3 luni există, după care acum am citit alte teorii în care spun că s-ar putea ca să dezvolte imunitate persoana, dar în același timp să aibă virus să poată să-l transmită mai departe. Deci sunt atâtea teorii și atâtea studii, da, și până nu se va trage o concluzie, dar cred că va mai dura până la sfârșitul anului. Luminița Bădică ne urmărește și ea și ne mulțumește pentru sfaturi. Îți mulțumim, Luminița. Andreea spune, am 36 de ani, sufăr de hiperplazie focală nodulară, am 3-4 noduli la ficat. Vă rog să-mi recomandați ce vitamine pot lua ca să nu mi hrănească în ghilimele nodulii. Exact de ce vorbeam înainte de consultația individuală,
Exact, trebuie văzut ce alte analize sunt modificate la dumneavoastră, ce simptome aveți și de-abia după aceea pot să vă recomand sau nu niște vitamine. Andreea, dacă o poți contacta pe doamna doctor, în continuare sigur. Ești de găsit și în online, Ruxandra, în perioada asta da. În online, prin platformele, fie sigur. Facebook, fie... Da, există Facebook Dr. Ruxandra Constantina, acolo putem lua legătura, putem vorbi la telefon și putem stabili o consultație dacă este caz. Oana Mihaela Cisnencu ne mulțumește pentru răspuns, îți mulțumim și noi, Oana. Delia Găvan zice, pot să iau propolis cu miere dacă iau anticoagulant? Da, se poate lua, sigur. Și propolisul are o acțiune de fluidificare a sângelui, dar depinde în ce. Există deja preparate miere cu propolis, o linguriță pe zi, nu se întâmplă nimic. Hai să revenim, Ruxandra, la discuție și pe urmă să continuăm cu mesajele. Promit că încerc să răspund tuturor, să răspundem tuturor. Evoluția aceasta de lungă durată post-COVID este o evoluție neobișnuită? Ne facem griji? Da, bine, ar trebui să ne preocupăm și să mergem la medic, sigur, așa cum ai spus. Absolut. Ea este neobișnuită în sensul că îmbracă foarte o gamă largă de simptome. Și de multe ori neașteptate. Dar hai să le și enumerăm. Că... Să nu uităm că după țin minte că în 2019, în iarna lui 2019, a fost o epidemie de gripă. Teoretic a fost gripă, când toată lumea s-a testat de gripă, nu știu dacă nu eram deja cu COVID-ul. O gripă foarte urâtă care a lăsat după aceea un sindrom din acesta de oboseală, de astenie extraordinar. De multe ori persoane cu astenie fizică și psihică care nu dispărea la odihnă și de multe ori însoțită și de anemie și de carențe de vitamine. Să știți că orice viroză, de asta se zice că în momentul când ai o viroză trebuie să iei o cantitate mare. Dacă în prevenție iau vitamina C 500 de miligrame, un gram, în cazul unei viroze ajung la 2, 3, 4, 10, 15 grame, pentru că virusul spoliază organismul de tot ce are el bun și nutritiv, da? De asta. Bun, deci iată, poate să apară oboseala aceasta cronică, tuse, am zis. Tuse care poate să apară și în tuse de natură alergică, în BPOC, emfizem, tuse în cancerul pulmonar, atenție. La fel starea de oboseală, de anemie, febra, nu uitați că poate să... Aici am intrat puțin și pe diagnostic diferențial, poate să apară, de exemplu, în cancere. La fel oboseală și cu febră. Bun. Și uite, aveam mai simptome mai frecvente la pacienții care suferă de COVID de lungă durată. Aveam 93% oboseală generală. Deci 93% este... Deci adică aproape 100%, exact, foarte mult. Simptome respiratorii 81%, dificultate în respirație. Și tuse. Și 62% tuse persistentă. Iarăși un procent foarte mare. Simptome musculoscheletale, adică durere de oboseală mușchi, de oase, musculare și durere musculară. 72%, foarte, tot foarte mult. Sigur. Simptome neurologice, 55%, cefalee, adică dureri de cap, nu? Dureri de cap, amețeală, însoțite 52%. De amețeală, parcă zice așa, tulburări de memorie, de concentrare. Zice parcă am gândirea înțecioșată, parcă nu mai văd și nu mai gândesc normal. Foarte... Și uite, simptome cardiovasculare, 42%. Uite că de simptomele cardiovasculare nici nu s-a prea spus. Adică pentru că poate să palpitații, rămână... tahicardie, 42%. Palpitații, tahicardie, de multe ori și hipertensiune, hipertensiune care poate să apară și în evoluția sindromului COVID, chiar dacă omul anterior nu a avea. Avut. Da. Uite, simptome digestive, 41%, indigestie, modificarea tranzitului intestinal și greață. De mult. Obicei cu senzație de greață și cu diaree. Da. Simptome generale, 38%, febră persistentă, 60%, durere nespecifică în piept, 60%. Da, exact, durere cu senzație de constricție, de apăsare. Că te ține ceva și nu poți să respiri și profund. Nu-ți intră aerul. Exact, pentru că se spune că un test, în momentul când simți că nu e ceva în regulă cu tine, să încerci să respiri profund, deci respiri, îți mărești capacitatea vitală, ții aerul și după aceea expiri. În momentul că nu poți să faci acest inspir profund și ținerea de aer, înseamnă că deja ai o este problemă. O problemă la plămâni. Uite, tulburări metabolice, 20%, agravarea controlului diabetului. Exact, și creșterea glicemiei chiar la persoane care nu se știau cu diabet. Afectare dermatologică, 19%, rași, căderea părului. Știți ce frecvente sunt? Chiar am prieteni care mi-am făcut dintr-o dată, e a doua oară când fac o erupție generalizată cu prurit, fără cauză.
post-COVID, da? Nemai zicând de căderea părului, unii s-au trezit și cu căderea dinților. Și simptome psihiatrice sau psihologice, 76% afectarea somnului, modificări ale dispoziției, depresie, anxietate. Câți avem? Câți, toți pe undeva, chiar dacă n-am fost bolnavi, această frică, cu toată anxietate, pandemia, cu toată izolarea, exact, iar cei care sunt bolnavi dezvoltă, de atunci e și normal. E frică, eu știu, la pacienții mei, era în primul rând frica, dar știți că eu am citit când la 8-a, 10-a zi apare furtuna, deci lumea era documentată săraca și parcă trăia ce se va întâmpla. Deci atenție, și putem rămâne, foarte mulți au rămas cu această stare de frică, de anxietate, depresii, atacuri de panică, cei care deja aveau un fond emoțional instabil, cu atât mai mult sunt afectați. Da. Și nu trebuie să lăsate așa, pentru că lucrurile se agravează, adică se agravează și pe aia devenim dependenți de medicamente psihiatrice. Și 54%, cum spuneam, pierderea mirosului, gustului. A, da. Uite, persistentă, stai, persistentă post-COVID, că noi ziceam de formă da, aia ușoare. Poate să fie și în COVID și să reapară, dar am avut persoane, inclusiv colegi, care m-au sunat și au zis, nu, a trecut o lună, eu sunt bine de mult și, tot și nu mi-a revenit nici și mirosul, nici gustul. Da. Da. Bun, hai să vedem, că întrebau și cei care ne urmăresc și am promis că vorbim. Diagnosticul acesta diferențial spune că este foarte important. Ce investigații, ce să facem, cum? Da, este important, cum am zis, pentru că tusea poate să apare și în afecțiuni respiratorii, în afecțiuni alergice, tusea cardiacă. La fel, problemele de respirație pot să apară în insuficiențe respiratorii, insuficiențe cardiace, starea de oboseală persistentă, însoțită de febră, în cancere. Deci trebuie totdeauna să mergem la medic și să ne recomande ce analize trebuie să facem, generale și specifice. Și hai să vedem posibile investigații. Posibile investigații, analize sigur, generale, că, da, de sânge, nu că spuneai o dată pe sigur. An ar fi bine, sunt gratuite, cu trimitere oricum, de la medicul de familie. Sigur. Cei care au avut infecție COVID, deci ei trebuie periodic să-și facă analizele. Testați, da. Pentru că în timpul infecției pot să fie modificate drastic, transaminazele crescute, teste de inflamație, anemie. Și atunci trebuie refăcute. Deci eu aș merge cu hemoleucogramă să vedem dacă avem anemie, facem și fierul și feritina, să vedem la fel dacă este o anemie hipocromă, B-urile, B12 la fel, să vedem dacă avem un deficit. Proteina foarte C important, reactivă? Testele de inflamație, cum este fibrinogenul, proteina C reactivă, interleuchina 6, homocisteina. E important să vedem dacă mai avem această inflamație în organism. Transaminazele, iar să vedem ficatul și a revenit, că de multe ori poate am luat multe medicamente pentru tratamentul, ca tratament antiviral, care ne-au afectat secundar ficatul. Deci transaminazele, TGO, TGP, gamma GTU și electroforeza proteinelor serice, neapărat. Bun. Glicemia la fel, foarte importantă. Să vedem cum stăm cu glicemia. Și glicemie, colesterol. Sigur, nu? Colesterolul. Și e foarte important, nu colesterolul total face, ci fracțiunile. Foarte important colesterolul, așa zis, bun, rău, și LDL-ul oxidat. Foarte important. Și trigliceridele, bineînțeles. Uite că am zis mereu că țin minte și abia mi-am făcut analizele. Le-am făcut cu LDL, da. HDL, dar uite, n-am cerut LDL-ul acesta oxidat. Da. Dar ce ți arată de fapt? Sau de ce? Păi pentru că, uite, vezi, da, nu știu, dacă nu știi, nu îl faci. Nu, dar asta n-ar trebui să știe pacientul care face, ci asta ar trebui să știe medicul să ceară. Da? Da. Iar la dacă facem glicemia, e bine dacă ne știm cu antecedente în familie sau nu. Glicozilată. Hemoglobina glicozilată, care ne arată variația hemoglobinei, glicemiei în ultimele 3 luni, deci e mai important. Da. Și pentru că spuneam că și inima poate fi afectată, inclusiv un eco, un EKG. Sigur, un EKG, eco, foarte important. Dacă avem probleme de circulație, la fel să facem un ecodoppler de vase, de vase de pe carotide, de vase periferice. Iar ca investigații pneumologice, dacă partea aceasta respiratorie a fost afectată și vedem că rămânem fie cu tuse, fie oricum cu... trebuie făcut spirometria, da? Trebuie făcută, cum am zis, CT-toracic, remenetoracic, trebuie făcute niște investigații ca să vedem despre ce e vorba. Bun, și deci asta ar fi pe parte de investigații care ar trebui făcute. Alte recomandări, și aici să profităm, nu știu, de ce putem face noi personal, ca stil de viață, ca, uite, suplimente,
Da, în la ce primul să fim rând ar atenți? trebui să încercăm să ne apropiem de un stil de viață normal, să considerăm că începem sau suntem deja un om normal, pentru că dincolo de orice știm foarte bine influența psihicului, a emoțiilor pozitive care ajută corpul, îi dau un impuls să se refacă mai repede. Și atunci încercăm să ne alimentăm, chiar dacă anterior poate nu aveam o alimentație așa sănătoasă. Și eu nu zic să stăm tot timpul în restricții, în posturi și asta, nu. Ci să mâncăm din toate, dar bun, câte puțin și bun, și proteine de calitate, da? Și pește, lactate acide care refac flora microbiană, foarte importante, sana, Iaurturi, chefir, lapte iaurt, bătut. exact, să mâncăm cereale integrale. Fără Să nu uităm zahăr, nu? de lipidele blânde, acizi grași omega-3, am zis peștele, uleiul de pește, dacă foarte multă lume care are omega-3, 6, 9 pe care le găsim în uleiurile vegetale, presate la rece, de măsline, de cânepă, de sâmburi, de struguri, uleiul de pește, avem pește gras, avem fructele de mare, avem nuci, migdale, deci fructele acelea oleaginoase. Deci vitamine, minerale, antioxidanți, fibre, multe legume și fructe de toate culorile. Hidratarea e foarte importantă. Bineînțeles că nu mă refer la băuturile alcoolice, lăsați berea mai încolo când va veni vara. Mă refer la Apă, apă, ceaiuri. ceaiuri care în perioada asta, ceaiuri care conțin antioxidanți. Ceaiul verde este foarte bun și ne oferă energie, ne ridică tonusul fizic și psihic. Ceaiul negru, ceaiul alb, iară la fel, ceaiuri de cimbru, busuioc, cum am zis, foarte bune de înalbă mare pentru zona respiratorie. Uite, Oana Simona Nuțiu ne salută și întreabă, în caz de infectare COVID, în forme ușoare, mai exact, fără gust și miros, se poate lua quercetin, eubiotic? Sigur că da, există o întreagă formulă care se aplică în cazurile ușoare, care se dă vitamina C. Și Quercetinul îl vitamina dăm și C noi în astăzi jur de 1 gram, 2 ca grame, premium. quercitină de 500 de miligrame de 2 ori pe zi, să nu uităm de vitamina D, foarte important, în perioada anotimpului rece și eu mi-am revizuit recomandările și recomand 4-5 mii de unități pe Și asta e zi, important și pentru cei care foarte nu au făcut important, COVID, nu sigur, și sigur, pentru acum cel persoane. puțin ianuarie-februarie vă recomand un 4-5 mii, eventual asociate cu vitamina K2, cum avem și noi produsul acela. Avem și de 2000 și de 5000 de unități. Da? După Exact. aceea, din primăvară-vară, mai scădem dozele, mai vedem. Sau foarte bun în ulei de cocos, Asta mă vitamina. uitam și are 2000 de unități. Eu pe Exact. aceasta o iau Pentru o că se capsulă pe absorbe zi. foarte bine, Exact. fiind vitamina D fiind liposolubilă. Da? Se absorbe bine în mediul acesta uleios. Bun, hai să vedem ce mesaje mai primim. Stai că au venit mai multe deodată și l-am pierdut pe ultimul, așa mi se întâmplă. Gata, uite, Andreea revine, vă rog, nu am alte analize modificate, nici simptome, doar ecografic am depistat nodulii aceea Nu, la deci ficat. e Da, altceva e cu altceva. nodulii, Bun, cu. deci Andreea cel mai Sigur că da. bine... Sau eventual să se ducă la un medic hepatolog, că gastroenterolog, care este de meserie și Da, poate ar putea bun. să-i dea mai multe indicații. Uite, Magdalena Codreanu spune, cât timp pot lua suplimente cu zinc la un băiețel de 8 ani? Cât îi pot da tot zinc și vitamina D pe perioade lungi? Ce părere, mă rog, aveți de niște săruri? Putem lua pentru imunitate? Nu știu, la copii trebuie văzut de la caz la caz. Acum, cum am zis, luați un siropel care conține vitamina C și zinc și îi dați, să zicem, în ianuarie-februarie. După aceea, vedem și care este starea de sănătate a copilului, da? Da. Uite, Și la fel la copii, nu uitați, luați-le ulei de pește special pentru ei, făcut sub formă de ulei, sub formă de comprimate masticabile. Bun. Uite, Maria Dimbe spune că are boală Crohn. Ne spune și tratamentul, mă rog, Da. aspacardin și salofoc, fiind o boală autoimună, operată de 10 ani, are 38 de ani. Ce ar putea lua ca să nu prindă COVID-ul, așa ne Ei, scrie. Am luat nu, de vă la dați seama farmacie că vitamina C, vitamina puteți să D3 și luați zinc. vitamina C, sigur, puteți să luați C-ul, quercitina, vitamina D, fără nicio problemă. Și are și tahicardie sinusală, uite, revine și spune. Da. Poate să ia ce am spus. În rest, nimic în plus.
Ana Soltănescu ne salută și spune că ascultă cu mult interes acest medic unic în România. Uite ce frumos se numește Ana, Ana, îți mulțumim. Să știți că mai sunt foarte mulți și medici zice, stai ca puțin, mine. Stai, zice că ascultă cu mult interes acest medic unic în România, adică pe tine, și că este foarte bine, mii de mulțumiri. Asta chiar mă bucură. Ana, și noi îți mulțumim și mă bucur că uite, ne-ai scris. Uite, și Drăgușin Delia spune mulțumim doamnei doctor pentru recomandări. Luminița la fel îți mulțumește. Hai să vedem, că spuneam că și partea aceasta emoțională e afectată, că faci COVID, că nu faci. Toată pandemia asta oricum ne-a nebunit pe toți. Adică absolut. Mi se pare așa că totul s-a schimbat și tot sper și parcă să nu mă se trezesc mai dintr-un termină, visur, exact. Dintr-un coșmar, exact, și lucrurile da, să revină. Da. Să revină și copiii la școală, la grădinițe, da. Deci nu știu, se acumulează așa tensiuni, ei au nevoie de comunicare, sigur. Părinții la fel sunt sufocați cu joburi, școală online, adică îmi doresc ca fiecare da. Să-și rea cursul firesc. Pe stres, anxietate, știu că avem tot felul de plante adaptogene, uite, nu le avem aici, dar eu sunt dependentă de rodiola, am spus-o de la Zenit. Hai să vedem, da, că și asta ne ajută, rodiola, șvaganda, să ne spui dacă ce până face. Și până acum, din cauza vieții stresante pe care o avem, da? Și a tuturor problemelor, neajunsuri. Probleme financiare, inerente, sunt mulți care au rămas exact, fără joburi, exact. Salariile sunt în continuare eram tăiate. Eram stresați, acum suntem și mai, și stresați. Mai stresați. Și nu e bine, pentru că pe termen lung, acest stres prelungit, hormoni de stres, cortizol, adrenalină, care încet și sigur ne îmbolnăvesc până la nivel de organ. Și atunci este foarte bine, pe lângă ce v-am spus, să încercați să vă găsiți în fiecare zi o oră de dans, de meditație, de muzică. Nu spuneți că n-aveți timp. Avem timp. Totdeauna pentru sănătate nu avem timp. Este imposibil jumătate de oră, hai să nu zic o oră, să nu avem timp, Simona, să ne găsim pentru noi. Da, da? Uite, eu sunt, fac parte din categoria care spun că uite, cu doi copii și e foarte greu. Doar și că nu mai apuc să dorm suficient. Aia vreau, foarte bine. Trebuie să ne păstrăm orele de odihnă, e foarte important, orele de relaxare activă, să încercăm să ieșim atât cât putem. Asta știu că ieși mai cu copii, mai ieși într-un parc. Acum vremea a fost mai urâtă, dar își revine. Da? Să luăm aer, să ne mișcăm, chiar dacă nu putem să socializăm așa cum ar trebui. Și ce plante vă recomand în perioada asta? Plantele adaptogene. Le tot repet în fiecare emisiune, sunt foarte bune pentru că ne scad hormonii de stres, ne cresc secreția de dopamină, serotonină, endorfină, deci ne dă o stare de liniște și energie. Rodiola, ashwagandha, bacopa monieri, care este foarte bună, inclusiv poate fi dată la copii cu tulburări psihoemoționale, hiperactivi. După aceea, lavanda, una dintre cele mai bune plante antistres, sub formă de ulei macerat la rece de lavandă sau tinctură de lavandă. Puteți vă face și o pernuță în care să puneți lavandă uscată și chiar ajută. Roinița la fel, foarte bună, liniștește, echilibrează psihoemoțional, poate fi dată și la copiii mici. Energizante, menta, busuiocul, ginsengul. Uite, cineva întreabă pentru tuse, ce ceaiuri ajută? Cred că ai zis sau am zis? Și zis cimbru, cimbru, pătlagină, lemn dulce, scai vânăt. Acum depinde și la ce fel de tuse e, iritativă sau productivă. Expectorantă, sigur. Uite, Carmen Stan ne salută, spune că tatăl de 82 de ani, să fie sănătos, ce vârstă frumoasă, are tumoră la plămâni. Nu e microcelulară, are analize bune, stare generală bună, nu i s-a recomandat tratament oncologic. Ce poate lua pentru creșterea imunității și a hemoglobinei? Deci e bine, adică slavă Domnului, nu s-a îmbolnăvit, deci da. N-a făcut COVID. Vitamina C, vitamina D, quercitină sau există diferite amestecuri de plante, poate să ia și echinacea, deci tot ce am pomenit eu, dacă analizele sunt bune, dacă nu este acum pe tratament de niciun fel oncologic, poate să intre la tot ce am recomandat până acum pentru creșterea energiei. Uite, o salutăm și pe Florentina Rotaru, care spune pentru COVID formă ușoară, dureri musculare, fără gust, fără miros, ce ar trebui? Acum nu dăm tratament pentru COVID, pare rău. Trebuie să vă adresați medicului de familie care va face evaluarea stării generale. Eu ce vă recomand, cum am spus, vitamine din grupul B, la fel din grupul C, vitamina D în doză mai mare, astea merg acum, hidratare cu foarte multe limonade și ceaiuri.
Uite, o întrebare interesantă ne adresează Claudia. Acum dezinfectăm camera în care a stat o persoană care a avut COVID, de restul persoanelor sănătoase. Virusul rămâne pe haine, pe mobilă? Din câte Da, știu, rămâne. Rămâne. După câte, cel mai mult rămâne însă în aer. Există spray-uri speciale, care există acele aparate cu ozon sau cu ultraviolete, doar că alea trebuie lăsate după care se aerisește, da? Sau eu folosesc, cum știi bine că foloseam și la cabine, folosesc și acum, uleiurile esențiale puse concentrate, puse în lampa de aromaterapie și avem uleiuri de titri, de eucalipt, de brad, de pin, de lavandă, de cimbru sau de oregano, care sunt puternic antiseptice. Uite, Delia ne întreabă dacă silimarina este bună pentru îmbunătățirea funcției hepatice și pentru cât timp ar trebui administrată. Da, am zis silimarina, extractul de armurariu este foarte bună, dar de obicei depinde pentru ce o luăm. O luăm pentru hepatită cronică, steatoză, ciroză, pentru ficat, doar ficat obosit, pentru că de obicei silimarina este bine să fie asociată și cu alte produse, cu alte extracte, care să realizeze acea detoxifiere și regenerare la nivel hepatic. Și există preparatul Liver Help, foarte bun, care conține și extract de armurariu. Și se poate lua pe o perioadă de 1, 2 până la 3 luni. Bun, Liver Help-ul tot la Zenith pe site. Dacă intrați pe www.zenith.ro, Zenith scris cu Y și cu TH, găsiți acolo toate și suplimentele bună, și toate indicațiile. Da? Este schizandra, care este și adaptogen și tonic hepatic. Uite, Otilia Burlan spune felicitări pentru emisiune și pentru invitata dumneavoastră, doamna dr. Ruxandra Constantina, pe care o așteptăm cu drag de fiecare dată. Îți mulțumesc, Otilia, și eu aștept cu mare drag pe doamna doctor. Uite, mai aveai un mesaj de mulțumire din partea Vioricăi Saula, care spune mulțumesc pentru sfaturile interesante pe care ni le dați și o zi frumoasă. Hai să vedem pe partea, că am zis, ai zis respirator, ai zis vitamine, minerale, pe partea aceasta anxietății, stresului, n-am zis nimic pe partea de digestie. Pentru că ai văzut, pentru cei care au rămas cu diferite probleme, recomand în primul rând o cură cu un pre și probiotic ca să refacem flora intestinală, mai ales pentru cei care au luat antibiotic. Deci, pentru cei care n-au luat antibiotic, recomand un produs cum este colobioticul de două ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă, cam 15 zile. În caz însă că am luat o cură de antibiotic, minim o lună vom merge cu acest pro și prebiotic. Deci colobiotic de la Zenith. Da. După aceea, pentru senzația de greață, foarte bun este extractul de ghimbir sau ghimbir ras făcut limonadă sau ceai de ghimbir cu lămâie. Da, pentru cine poate să-l bea. Eu nu știu, eu am încercat cu ghimbirul și știi că nu reușesc deloc. Eu iau comprimate, dar capsule care sunt foarte bune, care ajută și la îmbunătățirea digestiei, dispare senzația de greață. Echinacea? Curcumina la fel este bună, îmbunătățește și ea digestia, iar pentru cei care au probleme, au rămas cu tulburări de tranzit, trebuie făcute și niște teste de microbiotă intestinală și recomand afinumerișorul, menta, mușețel. Bun, pentru cei care au rămas cu durerile musculare? Pentru cei cu dureri musculare, bineînțeles, în primul rând o vizită la medic neurolog, kinetoterapia absolută și dar magneziu? Magneziu citrat, acesta citrat, este o exact formă, de la Zenith. Deci este o formă mult mai biodisponibilă, deci mai bine absorbită de către organism. La fel, complexul B ne ajută foarte mult. Și uridin monofosfat, care este o nucleotidă care intră în compoziția acizilor nucleici și chiar ajută la transmiterea impulsului nervos, la combaterea acestei stări de fie neuropatie periferică, fie dureri și contracturi musculare. Pentru cei care au rămas cu tulburări cardiovasculare, tachycardii, spuneam. Da, neapărat vizită la cardiolog cu EKG, ECO. Ce v-aș recomanda, merge deriboza, care merge foarte bine în deriboza este. Și o avem tot așa la Zenith. Este un component care intervine în metabolismul celular, în producerea de energie, deci este foarte importantă. Resveratrolul, iară, care îmbunătățește circulația.
normalizează, crește forța de contracție, normalizează valorile colesterol, trigliceride dacă avem modificări. Avem la Zenit, avem resveratrol cu seleniu. Avem. După aceea omega 3, da, marinolul. Acesta marinol care este extraordinar pentru că foarte nu bine simți tolerat. Da. Da, nu îți vine senzația exact, de un gram, deci una două capsule pe zi. Eu recomand în general între mese. Ci sunt și ușor de și la fel înghețit. Curcumina, care este antioxidant, antiinflamator, îmbunătățește circulația. Avem și pe ea aici, curcumina, uite, cu fitozomeriva pentru mai bună absorpție și mai există și produsul Brain Curcumin, care are o foarte bună absorpție la nivelul barierei hematoencefalice, deci foarte bun pentru tulburările nervoase. Da. Bun, iar pentru amețeală, memorie? Pentru amețeală trebuie văzute exact ce deficite funcționale există, care este cauza și la fel avem B-urile, avem curcumina, avem resveratrolul și avem acel Selenergy, care are o compoziție complexă, una-două comprimate pe zi, îmbunătățește metabolismul energetic celular, foarte important. Bun, iar pentru cei care rămân, iată, fără gust, fără miros. Aici eu am încercat diferite amestecuri, să zicem. În primul rând merg B-urile, da? Deci există comprimate care conțin B1, B2, B6, B12 în asociere cu zinc. După care merg uleiurile esențiale, fie instilate în nas sau există spray-uri, deci care conțin spray-uri nazale și spray-uri bucale, ceea ce eu recomand și în prevenție. Deci după ce te-ai dus undeva și ai luat legătură, contact cu mai mulți oameni, există niște spray-uri sau niște picături de nas puse care conțin uleiuri esențiale, uțin și camfor, omoară orice există, orice microb, inclusiv virus din nas, sau la fel spray-uri pentru gât care conțin uleiuri esențiale, conțin propolis, conțin argint coloidal, argintul coloidal și în nas și în gât. Este foarte bun, este antiseptic și antibiotic și antiviral deosebit de bun. Și mă gândeam, nu știu dacă am zis, pentru îmbunătățirea imunității respiratorii. Pentru îmbunătățirea imunității și generale și respiratorii avem echinacea cu soc, am spus. Da, după tot aceea, de la Zenit. Exact, uite, avem imunohelpul, se face foarte bun, foarte concentrat, 2-3 comprimate pe zi, 15 zile. Să nu uităm de andrografisul sau echinacea indiană, da, la fel, și uite, golden seal-ul și vitamina C, vitamina C, de pudră. Aceasta naturală, exact, că am tot poate avut fi mesaje folosită pentru și la copii, este exact, foarte, foarte bună. Dacă da, o pui într-un iaurt, se schimbă totul ca și când ar fi într-un iaurt, exact, cu fructe multe. Iar pentru adulți recomand vitamina C cu citrice sau cu resveratrol. Uite, avem două dintr-o lovitură și vitamina, da, C și resveratrol. Da, și avem și bioflavonoide, adică da, ne ajută și ca imunitate și ca circulație sănătate și ca antiinflamator și antioxidant. Bun, adică să ne păstrăm, da, tineri sănătoși și frumoși, așa ar fi. Da. Idealul. Ruxandra, suntem pe final de emisiune. Dacă ar fi să tragem o concluzie a ceea ce am discutat noi. Uite, stai, mai avem mai avem un mesaj. Alimentele cumpărate, ne întreabă Delia Drăgușin, ar trebui neapărat dezinfectate atunci când le introducem în casă? Teoretic, da, ca și sticlele de apă. Eu vă recomand și nu folosiți dezinfectantele alea cu clor. Clorul este foarte alergizant și nociv pentru plămâni, da? Există și diferite dezinfectante fără, dar cel mai bine este, puteți să folosiți spiritul, acela de minus de 70-80 de grade, spiritul medicinal, sau pur și simplu apă cu săpun sau apă cu detergent. Și spălați bine tot ce, înainte de a le pune pe blaturi, pe bucătărie sau în frigider, pentru că nu știm niciodată. După mine, cu aceste obiceiuri, să ne spălăm. Eu la asta mă gândeam că așa pe făceam mâini, și înainte de COVID. Imediat cum intrăm și nu după casă, ce am umblat prin toată casa. Să ne spălăm bine pe față, după ce am venit de afară, că există nu numai microbi, există atâtea praf și poluanți. Să spălăm, nu să dezinfectăm, să spălăm măcar cu apă și săpun tot ce folosim în casă, toate ambalajele de sticlă, de plastic. Eu cred că sunt niște obiceiuri cu care ar trebui să rămânem, pentru că și nu exagerat, că dacă să ne schimbăm de hainele de afară, sigur, când intri în casă, adică sunt persoane, am văzut, mi s-a întâmplat inclusiv pe fiică mea, mi-a dat haina de afară și a pus-o pe pat unde dorm. Deci nu e normal, dar toate, de asta vă zic,
că trebuie să avem noi niște deprinderi și să le imprimăm și copiilor. Copilul, cu cât e mai mic, cu atât va deprinde ce obiceiurile noastre bune, că pe alea rele le vede imediat, da? Noi trebuie să devenim un exemplu. Și nu uitați, să încercați să nu cădeți în teorii conspirative sau deoparte, să... Noi am devenit foarte extremiști. Eu mă gândesc, când vreau să fac ceva, de exemplu să mă spăl pe mâini sau să mă desinfectez, de ce o fac? Nu că zice ăla sau ăla, ci pentru că eu simt că este bine pentru sănătatea mea și a familiei mele. Și așa ar trebui să facem. Cu cât vom respecta mai mult aceste norme, nimănui nu-i convine probabil să stea tot timpul cu... Na, noi doctorii suntem obișnuiți cu mască, dar în rest și eu vreau afară când ies să respir aer curat. Deci cu cât vom ține mai mult și vom reuși să dovedim să fim noi deasupra virusului, cu atât o să ne revenim la o viață normală. Deci moderație, cumpătare și totul trebuie trecut prin filtrul gândit. Da, te ascultam și mă gândeam că Marc, băiatul meu, înainte, atunci când a început pandemia și toată lumea era nebunită, da, cu spălat pe mâini, cu geluri, cu șervețele, el zâmbind a zis, mami, noi asta le facem oricum, ce n-ai nebunit, exact, de cap cu ele, adică și în parc, da, mămicile, da, înainte știau, eu le foloseam și multe îmi spuneau, da, nu le folosiți prea des, nu, atâta vreme cât ești în parc și n-ai apă și săpun. Exact. De asta, exact, adică, așa cum spuneai, anumite părți bune să le păstrăm și după ce sper că vom scăpa, exact, de pandemie, exact, și să le facem, adică să păstrăm aceste obiceiuri sănătoase pentru noi și pentru, sigur, sănătatea noastră și a copiilor. Și să ne gândim exact cum să ne fie nouă bine și naturii. Distrugând natura, asta e ne și un rezultat. Distrugem pe noi, da. Și am spus totdeauna, îmi place să zic asta, medicul tratează și natura vindecă. Deci haideți să trăim în armonie cu noi înșine, cu cei din jur și cu natura. Doar așa putem, într-adevăr, să ne păstrăm sănătatea fizică și psihică. Mulțumesc pentru sfaturi, cu tot, Ruxandra, dragul. Te aștept să revii aici la Ziarul de Sănătate. Îți doresc să rămâi sănătoasă și voioasă, să ai energie, să îi ajuți pe toți cei care au nevoie de tine, de sfaturile tale. Mulțumesc. Știu că vei da în continuare consultațiile în online, știu că ești ușor de găsit pentru cei care au nevoie de sfaturile tale și ai văzut, au venit foarte multe mesaje de apreciere și eu mă bucur că se întâmplă așa, că ești un medic apreciat și iubit. Asta contează foarte mult. Cel mai mult. Nu muncești degeaba. Așa este. Așa este. Vă mulțumesc vouă că ne-ați fost și astăzi alături și ne-ați trimis atât de multe mesaje. Sper să vă fie utile sfaturile date de doamna doctor. Aveți grijă de voi, să rămâneți sănătoși și să ne revedem data viitoare aici la Ziarul de Sănătate. Pe curând!